Bun găsit! Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Fluturi, s-a întâlnit cu reprezentanții regiunii Cernăuți pentru a discuta despre modernizarea punctului de trecere a frontierei Siret, dar și despre fluidizarea traficului în zonă. La întâlnire au participat șeful Vămilor din România, directorul Direcției Generale a Finanțelor Publice Iași, prefectul județului și reprezentanții ucrainieni. Președintele Fluturi a declarat că a fost o discuție extrem de interesantă, deoarece traficul la frontieră este într-o continuă creștere. Am înființat un grup de lucru, le-am dat termen 23 ianuarie 2017, pentru că discutăm fluidizarea traficului din frontiera Siret-Porubneie. Și aici avem în vedere accesarea unui proiect transfrontalier pentru modernizarea punctului Vamal de la noi, de la Siret, dar și Porubneie. Există posibilitatea 5,3 milioane de euro, mai sunt fonduri europene pentru un proiect transfrontalier. Am discutat despre drumul care să, pe trei benzi care să-l facem noi, intrare cu Ucraina și ei să vină în oglindă cu noi. Drumul va avea o deviere să treacă prin parcul industrial de la Siret, unde ducem apă, canal, gaze și electricitate. Și mă bucur că împreună am convenit că trebuie foarte repede să ne mișcăm. Aici va fi construit un tunel de scanare a tirurilor care să scurteze timpul de verificare și, de asemenea, o hală pentru mașini mici, pentru control, care vor fi extrase din trafic să nu ții blocat o vamă întreagă pentru o mașină. Mai mult de atât, numărul de cabine pentru vame și polițiștii de frontieră va fi mărit. Am luat în calcul toate astea pentru că văd că în 2016 a crescut traficul. Noi știam din anii trecuți la 500 de mii, a crescut la peste 700 de mii de mașini și 1,8 milioane de pasageri care trec prin acest punct, deci e în creștere traficul. Pentru a demara cât mai repede lucrările, șeful administrației județene sucevene a menționat că este necesar înființarea unui punct de lucru cu implicarea ambelor părți, iar lucrările să fie începute cât mai rapid. De asemenea, s-a discutat aici preluarea de către Ministerul Transporturilor a drumului din zona Vămii, pentru că acum întreținerea lui de zăpezirea trebuie să o facă Vama și nu este corect. Am avut discuție cu domnul ministru al transporturilor, care a solicitat promovarea unei hotărâri de guvern ca această porțiune de drum care este în zona Vămii să treacă la Ministerul Transporturilor, în așa fel încât drumul european 85 să se termine la bariera din Vama Siret. Socotesc că a fost o întâlnire utilă, pragmatică și partea ucrainiană recunoaște că și la ei se concentrează tot mai mulți cetățeni care să vină spre Uniunea Europeană prin România și prin Vama Siret și apare un paradox. Dacă la Halmeu, în hotar cu ei, punctul Vamal este mult mai larg, mai accesibil, Vama Siret are trafic mare, dar spațiu, clădiri și capacitate mică. De aici și ștrangularea din traficul de frontieră, despre care am discutat azi, și măsuri urgente de fluidizare.